pentru ca să ne vrednicim noi a asculta Sfânta Evanghelie pe Domnul Dumnezeul nostru să-L rugăm. Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire. Maria Magdalena și cealaltă Marie ca să vadă mormântul. Și iată s-a făcut cu tremur mare că Îngerul Domnului coborând din cer și venind a prăvălit piatra și ședea deasupra ei. Și înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă precum zăpada. De frica lui s-au cutremurat cei ce păzeau și s-au făcut ca morți. Iar Îngerul răspunsând a zis femeilor, nu vă temeți că știu că pe Iisus cel răstignit îl căutați. Nu este aici, a înviat precum a zis, veniți să vedeți locul unde a fost pus Domnul. Și de grabă mergând, spuneți ucenicilor lui că a înviat din morți și iată va merge înaintea voastră în Galileea, acolo îl veți vedea. Iată v-am spus vouă, iar ele plecând în grabă de la mormânt, cu frică și cu bucurie mare au alergat să vestească ucenicilor lui. Dar când mergeau ele să vestească ucenicilor, iată Iisus le-a întâmpinat zicând, bucurați-vă! Iar ele, apropiindu-se, au cuprins picioarele lui și s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis, nu vă temeți, duceți-vă și vestiți fraților mei să meargă în Galileea și acolo mă vor vedea. Și plecând ele, iată unii din strajă venind în cetate au vestit arhiereilor toate cele întâmplate. Atunci adunându-se ei împreună cu bătrânii și ținând sfat, au dat banii mulți ostașilor zicând, spuneți că ucenicii lui venind în noaptea l-au furat, pe când noi dormeam și de se va auzi aceasta la dregător, noi îl vom îndupleca și pe voi fără grijă vă vom face. Iar ei luând arginții au făcut precum au fost învățați. Și s-a răspândit cuvântul acesta între iudei până în ziua de astăzi. Mariește, Doamne, mariește. Și nedespărțitei de viață păcătoare trăimii, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecii lor. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând. Oh.
Yeah.
resuscitat dintre morți ca pe un mort, pe cel ce este într-o lumină cea pururea viitoare. Vedeți sfântule cele de îngropare, alergați și vestiți lumii că a înviat Domnul omorând moartea, pentru că este Fiul lui Dumnezeu, cel ce mântuiește neamul omenesc. La Dumnezeu de dragă de Dumnezeu Hristos, a făcut să stea împreună cu noi și să arate pe Îngerul cel purtător de lumină, care a trăit cu Maica. Astăzi este mântuirea lumii, că Ioan Hristos, aceea toți adevărat.